Atmosfera a fost una dramatică la înmormântarea fetiței de 7 ani. Rudele sfâșiate de durere abia au putut ajunge până la biserică. O mare tragedie s-a întâmplat acum 3 zile. Astăzi înmormântăm un înger. Dumnezeu va rândui să o așeze în corturile dreptilor. În același timp am înțeles că a murit și bunica. În momentul când ieșeam cu ea din biserică, a murit și bunica ei. Probabil n-a suportat gândul că nepoata va fi mormântată și a vrut să fie cu ea pe acest drum fără de întoarcere. Copila va rămâne veșnic în amintirea celor care au cunoscut-o. Cea mai cuminte fată și frumoasă era o păpuș. O iubea mult bunica? Da, toți, numai bunica, toți o iubea. Dar erau apropiate una de cealaltă? Da, era. Tot astăzi, în jurul orei 10:30, Crinuța Vasile, femeia de 53 de ani care a provocat explozia, a murit pe patul Spitalului de Arș din București. Ea era internată de duminică, în stare critică, cu arsuri de gradele 3 și 4 pe mai bine din jumătate din corp. Era în comă profundă la secția de anestezie și terapie intensivă, fiind conectată la aparatele care îi monitorizau funcțiile vitale. Dacă ar fi scăpat cu viață, ea risca să ajungă la închisoare pentru ucidere din culpă și distrugere. Cercetările au stabilit că deflagrația s-a produs în timp ce femeia umfla baloanele de la gazul racordat la rețeaua de gaz metan. Suflul puternic a zdrobit-o pe nepoata ei de șapte ani, care se afla în pat. Bunica și altă nepoată au reușit să fugă afară, în timp ce camera a fost cuprinsă de incendiul violent. Cadavrul copilei a fost descoperit de pompieri 2 ore mai târziu, abia după ce incendiul a fost stins și fumul gros s-a împrăștiat.